secret ascuns vreodată de colegii din Antena 1 să vă fie rușine. Da, bine, ei au ținut secretul și noi nu am săpat prea mult pentru că ne-a fost foarte drag să ne uităm, mai ales în ultimele două săptămâni la Asia Express. Cel mai mare secret a fost numele câștigătorilor de Asia Express. Știu, nu mulți le-ați dat șanse, dar Fodorii, cum le zice Șpic, Fodorii au câștigat. Sorin Bontea și Răzvan Fodor sunt alături de noi chiar acum prin videocall. Băi, felicitări, băieți! Mulțumim! Mulțumim! Noi mulțumim că ne-ați arătat și o altă latură. Pe Sorin nu am putut să-l descoperim de ceilalți doi șefi, Sorine. O să am o discuție cu echipa de la Șef la Cuțite. Prea mulți s-au băgat peste tine. Am văzut un alt Sorin. Da, nu știu. Ăla și Cătălin e mai mare, Dumitrescu e cel mai micuț, na, vorbește mai mult. Îl lăsăm că e mai mic. Dar, da, Asia Express îți cam arată latura umană, așa, îți cam arată cine ești. Răzvan, nu am verificat YouTube-ul, dar cred că ai mai avut niște vizualizări la epoca în care cântai peste tot și, nu? S-au mișcat vizualizările? Ce bună! Ce bună asta, epoca în care cântai foarte bună! Da, mă, erai foarte prezent peste tot, ne enerva, erai ăla frumos. Știi că în vremea în care cântai îți mai aduce aminte, cred că erai locul întâi la bărbați frumusețe categoric. Nu vreau să par ciudat acum în descriere, dar eu așa mi-aduc aminte. N-aveai cu cine să... Circulau zvonuri, da. Da, categoric. Bă, hai să o luăm pe rând, că sunt multe de discutat. Numărul 1, noi am mai scos asta la iveală. Voi n-ați fost prieteni de aia lipiți înainte să plecați în Asia Express. Și asta pentru unii a însemnat foarte mult. Bă, stai puțin, ăștia nu sunt de aia prieteni toată ziua bot în bot, poate n-au nicio șansă. Voi v-ați descoperit pe parcurs, nu vă vedeați zilnic sau săptămânal, nu? Așa este, ne știm de ceva ani. Dar n-am stat, ne-am mai întâlnit pe la mare, ne-am mai întâlnit la un șpriț, dar cred că avantajul nostru a fost că noi am mai dormit odată în același pat, sau de vreo două ori. De două ori! Ok. De două ori, da. Da, pe la alte emisiuni am fost tot așa plecați, am filmat și am dormit în aceeași cameră. Cred că de acolo a plecat tot. Ok. Întreabă dacă e adevărat ce se spune că Bontea îl bate pe Răzvan la poker de la ascultă cu urechea. Răzvan are informație de interior, ci că Bontea îl bate pe Răzvan la poker de la ascultă cu urechea. Din interior. Nu neapărat. Nu. Deci da. Plus că nu jucăm heads up, se joacă mese cu mulți oameni și... deci nu se poate. Bun. Răzvan. Te-ai gândit vreodată că Sorin, practic, este decanul de vârstă a acestui concurs și te-ai gândit vreodată în timpul cursei, bă, poate treia să vin cu cineva mai tânăr? Nici o secundă când a venit propunerea și, mă rog, după ce eu am acceptat să... După ce mi-au îndeplinit toate dorințele astea medicale, am mai povestit și data trecută când ne-am skypat la voi, și mi-a zis, bă, ce zici de Sorin? Noi încă n-am vorbit cu el. Dar ce îi zice de Sorin? Am zis din start, ăsta e omul. Pentru că știam că e un om cald, e sincer. Eu cred și în treaba asta cu zodiile. Eu sunt rac, el e pești. Suntem zodii de apă, suntem țipa, să știi că Sorin e o variantă bună. Dar nu mă așteptam să nu mai vadă, nu știu dacă ai văzut începutul. Da. El a venit în primul stage, mi-a zis, băi, citește tu asta, bă, că eu nu văd. În al doilea stage, când a sunat stația, a zis, ține tu stația, că eu n-aud. Zic, bă, Sorină, dă-mă, dracu, că n-ai, ești nebun la cap. În stage-ul 4, când a început să-l doară spatele, mi-a zis, bă, eu am 3 hernii de disc, tu ești nebun. Dar toate astea sunt, eu îți povestesc acum ce auzeam de la el. Pe de altă parte, a și umblat un gif de ăsta prin online, când eu îi ziceam lui Sorin, băi Sorin, eu nu mă pricep la nimic, eu nu pun mâna pe nimic, mie dacă mi se strică mașina, eu o las acolo, eu nu fac frate nimic, eu nu repar, eu nu pun mâna pe nimic. Și zicea, păi acum îmi spui? Adică noi acolo ne-am descoperit eu care sunt mai nătâng pe anumite chestii și Sorin care a venit
paradit total. Da, bă, asta poate să fie un speech motivațional. Trebuie să lucrați la proiectul ăsta. Sorina, am remarcat un lucru la tine. Cred că doar sportivii profesioniști au simțit exact treaba asta. Bă, voi în ultimele două zile, cu cât celorlalți era mai greu fizic, tu aveai o liniște din asta și parcă erai, nu odihnit, dar erai mult peste ceilalți. Era mental sau pur și simplu ți s-a potrivit ție fizic treaba asta? Mie sau lui Răzvan? Nu, tu aveai o liniște din asta, ceilalți nedormiți, nemâncați, stresați. Tu erai tot timpul, bă, hai să vedem ce iese. De exemplu, atunci când trebuia să țineți farfuriile alea pe picioare, niște poziții dubioase, unde de departe tu ai fost cel mai stabil și calm, se vedea că ai o liniște din asta. E din cap sau pur și simplu erai o dubioasă? Era din cap. Toată chestia era din cap. Încă noi am ajuns foarte departe, ajunsesem în finală, nu ne așteptam la chestia asta, sincer. Noi am plecat cu gândul să ieșim prima echipă, după aia mai vedem ce facem. Și dacă tot am ajuns până acolo, am zis, bă, facem ce putem, ne descurcăm cum putem, tragem cât putem noi de mult și chestia este să știi de aici. S-a văzut și la Ștefania că a căzut puțin psihic și la spic, mai ales în ultimul stage, că au fost mereu mai pe ultimul loc, mereu au avut ghinion de mașină și așa mai departe, totul pleacă de aici. Din mergem un pic înapoi, sigur oamenii înțeleg că voi v-ați întors de ceva timp acasă, dar se potrivește foarte bine cu partea de carantină. O să încep cu Răzvan. Când ați reluat viața normală de București, la urma urmei, de ce v-ați bucurat? Primele lucruri de care v-ați rebucurat, de ce ți-a fost cel mai dor în Asia? Exact ce am scris pe baloanele alea. Mi-am dorit să mănânc brânză. Am fost privați de brânză timp de două luni. Nici filipinezii, nici taiwanezii nu mănâncă brânză. Mi-a fost poftă de brânză, mi-a fost poftă de vin. După cum ai văzut, ne permiteam luxul din două în două zile să ne cheltuim dolarul ăla, arogant, îl aruncam pe câte o bere. Nici de cum pe mâncare. M-am bucurat de familie, de brânză, de vin și cam până după Revelion am stat la pat. Okay. Okay. Vreau să dorm la prânz, vreau să mă trezesc când încep știrile, vreau să mă culc înainte de a începe un film, vreau să-mi dau liber să dorm și să fac ce vreau. Și să nu uităm de apa caldă. Sorin, da. Ce ți-a venit mănuș așa după ce ți-ai întors? Bă, să te așezi la masă să zici, uite mă, nu m-am bucurat niciodată de pătrățica asta de brânză cum mă bucur acum. Ba, eu nu sunt așa nebunit cu mâncarea, adică n-am chestia asta cu mâncarea. Cred că s-a și văzut, mănânc orice, dau circumstanțe, mai ales pe unde mănânc și condițiile în care am mâncat. Familia în primul rând și cada cu apă caldă. Minunat. Cada cu apă caldă. Ați mai visat stinky tofu de atunci? Nu. Doamne ferește, că am mirosul așa cum am mers. Oamenii nu pot înțelege, mai ales cei care nu au fost în zona din Asia, nu pot înțelege, dar ați descris atât de bine în ultimele episoade treaba cu mâncărurile astea mirositoare, încât cred că cineva a făcut și herpes acasă. Bă, vă pun o întrebare de om, nu de vedetă. Vă cumpărați ceva din banii ăia la care v-ați gândit încă de pe drum? Bă, vreau un ceas sau vreau... Am văzut că eu cu Sorin avem același ceas. Vreau un ceas neapărat sau vreau să cumpăr, nu știu, să schimb ceva la mașină sau... Nu sunt foarte mulți bani, dar e o sumă frumușică. Sincer, sunt bani mulți. Ales pentru România, sunt bani mulți. Nu m-am gândit la bani absolut deloc. Chiar nu știu ce să fac cu banii aia. Mă gândesc că... O să țin de ei cât pot de mult, mai ales pe... Acum e necesar. Răzvan? Eu nu-mi cumpăr ceasuri, eu n-am investiții de-astea. Nu schimb mașini. Mi-e și rușine să spun cât costă parcul meu auto din fața casei, dar sunt mândru că n-am făcut mișcări de-astea greșite, că în perioada asta am niște mașini care funcționează, merg perfect, dar nu știu. Probabil... Nu știu. Acum, dacă se dă drumul la vacanță, plec în vacanță. Răzvan, acum o să-i cheltuim pe mâncare, că nu avem metro.
Pe mâncare, da. Categoric. Una din cele mai bune glume care circulă de azi dimineață, bănuiesc că ați primit-o, este că sunteți aplaudați pentru gândul de a dona toată suma supraviețuitorului Asia Express, un copil foarte bun care a reușit să treacă peste multe și care este încă viu. Cătălin Rizea. Foarte bună! N-am auzit-o, nu știu, de unde? N-am auzit-o, a scris-o, a scris-o cineva pe net. Cătălin, știu că te uiți. Tată, pentru noi, băieții, tu ești eroul acestui show. Și asta e. Mai e o glumă foarte bună, dar a preluat-o foarte mulți. Asta cu, bă, de când mă uit la Asia Express, de câte ori într-un magazin îmi vine să zic sorry, no money, no phone, no phone. Mai am și eu o glumă bună făcută, am spus-o și aseară la Capato, spus-o de niște golani mei din Berceni. Bă, Fodor, noi suntem la universitate, sper că veniți, da? Da, mă, că au câștigat ai noștri. Băieți, vă pupăm, felicitări, ați intrat într-un club foarte restrâns și select. Cu atât mulțumim, mai mult, frumos. Cu cât nu mulți v-au dat șanse, nu o zic încă o dată, că toată lumea înțelege. Dar ne-ați demonstrat, bă, se poate. Și se poate din cap și din rezistență. Românii sunt popor rezistent. Se poate trece peste orice. Te rog, Răzvan. Și trebuie să-ți mai zic eu ceva, că l-ai întrebat pe Sorin, că dacă pleacă din cap. Pleacă din cap și mai e ceva. Din mâncare puțină. E o chestie pe parcursul celor două luni. Am observat că cu cât mănânci mai puțin, de acolo îți pleacă mai mare energie. Bineînțeles, stropită cu adrenalină. E ceva incredibil ce se întâmplă în corp. Vă pup, băieți, și să vă meargă bine orice proiect faceți. Țineți de bani, că e important. Sigur, suma se împarte la doi, știți cum e. Noi știm mai bine. Noi vă înțelegem perfect. Noi știm mai orice bine. Proiect mișto am luat, din păcate, totul s-a împărțit. Deși toată lumea știe că eu duc greu. Răzvan mare să-mi dau 1000 de euro. Ți-i dau. A, Răzvan al tău? Și al meu. Și al meu. Dă-i, bă, banii, bă! Dă-i și tu. Dă bani. Sunteți minunați, vă lăsăm cu familiile voastre să vă meargă bine. Mari câștigători Asia Express. Au venit cifrele, bănesc că știți, băieți, ați rupt în două orice urmă de statistică și concurență. Au venit ratingurile de aseară. O să fiți... Da. Eu am auzit că s-a făcut 50 și... Bă, oricât s-a făcut, nu înțelege lumea, o să fiți o lună director la antena. Am înțeles. Ceau. Ceau, da. Bă. Super, cel mai bun sezon. Am zis-o încă de la primele episoade. Super adrenalină. Întotdeauna ce se vede pe TV este aplaudat și iată comentat. Credeți-mă, în spate, așa cum există la fiecare producție Antenei 1, se află foarte, foarte mulți oameni care au muncit foarte, foarte mult timp. Lucrurile pentru ei nu s-au oprit atunci când concurenții s-au întors din Asia. Aplauze, felicitări, Găștici a făcut poate cel mai bun sezon de până acum, dar cine știe, poate la anul se întâmplă mai bine decât atât. Era Fodorica azi dimineața, a postat o poză cu Bontea în chip de gladiatorul, știi, în rog de Russell Crowe, da. Și în spate Dumitrescu și Scărlătescu ziceau, mamă, ce cuțit mare ăsta are ăsta în mână, când vine îl punem să taie ceapă, știi, că ei la șef la cuțite au o mare probă din tocatul de ceapă. Da, super, super, super gașcă, stăm și noi foarte, foarte mândri atunci când lucrurile ies bine și când, cum să spun, ne mândrim că facem parte dintr-o astfel de gașcă și noi. Lucrurile au fost prevăzute, exact cum s-a prevăzut și COVID-ul. Am găsit o doamnă ieri, ceva cititoare în coajă de copac, care a zis că exact a prevăzut COVID-ul și știe exact. Imediat ce a apărut în Italia, cred că l-a prevăzut și a prevăzut și automat și câștigătorii de la Asia Express. Deci o doamnă care este încărcată, da, este... Și mie numerele la Loto Polonia. Cum? La Loto Polonia să-mi dea. Este cum se zice acum pe TikTok, capo di tutti frutti. Capo di tutti frutti. Dar